s-a întâlnit Comisia Consiliului Local de numărare a voturilor pentru a constata rezultatul votului secret privind desemnarea celor doi viceprimari ai municipiului Râmnicu-Vâlcea. Cei 23 de membri ai Consiliului Local în funcție au fost prezenți toți cei 23, cărora le-au fost distribuite buletine de vot. Din cele 23 de voturi exprimate s-au constatat următoarele. Pentru candidatura domnului Eusebiu Bețeleanu, 23 de voturi valabile exprimate, din care 19 voturi pentru și... voturi nu rezerv. Urmarea numărării voturilor s-a constatat că domnul Bețeleanu Minel Eusebiu a întrunit un număr de 19 voturi pentru desemnarea sa în funcția de viceprimar al municipiului Râmnicu-Vâlcea. Pentru candidatura doamnei Preda Maria Cadu, au fost 23 de voturi valabile exprimate, din care 19 voturi pentru, 0. Urmarea numărării voturilor s-a constatat că doamna Preda Maria Cadu a primit un număr de 19 voturi pentru desemnarea sa în funcția de viceprimar al municipiului Râmnicu-Vâlcea, pentru care am încheiat prezentul proces verbal. Urmarea acestui proces verbal s-au adoptat hotărârile 5 și 6 pe ordinea de zi. Domnul secretar, să comunez și